Frumusețea lăcașurilor de cult maramureșene poate fi admirată acum și în mediul online. 18 biserici din lemn din zona etnografică Codru au fost introduse în circuitul virtual și beneficiază de un site propriu. Responsabilul de comunicare al Consiliului Județean Maramureș, Alexandra Rus, a declarat ieri că zona Codru e mai puțin cunoscută de turiști, deși e foarte bogată în tradiții populare care s-au conservat de-a lungul timpului. Cele 18 biserici din lemn beneficiază de statutul de monument istoric și oferă zonei o încărcătură aparte. Turiștii care intenționează să le viziteze fizic pot începe cu un tur virtual, ca apoi să regăsească bisericile în cadrul lor natural, sigur, mult mai atractive, a mai spus responsabilul de comunicare al Consiliului Județean Maramureș. Proiectul cultural a început în luna august și cuprinde și bisericile aflate în localitățile Arduzel, Bicaz, Bulgari, Chiești, Corund, Horoatul Cehului, Nadiș, Someș Uileac, Stâna și Ulmeni. Toate cele 18 biserici pot fi admirate pe site-ul codru.cultura.mm.ro.